încerc să-l prezint pe Cristian Iftoze și că toată lumea știe cine este. Altceva. E profesor universitar, conferențiar, doctor universitar la Facultatea de Filozofie a Universității de București. Cursuri pe estetică, etică, modernitate, postmodernism, filozofie greacă. Asta nu sună bine niciodată, adică e ceva ce nu fredai, știi cum e, cât de diletant poți să fie. Dar asta este soarta universitarilor în România, la facultăți mici, mai mici ca număr, okay, de cadre, să acoperim foarte multe discipline. Dar asta da, e bun, asta e și traseul. Adică, da, e un teren de analogie, uneori vedem lucruri care scapă celor hiperspecializați. Altor nu. Altor pur și simplu nu avem timp să aprofundăm. Okay. Și fiindcă am început, mulțumirile, trebuie să mulțumesc și dumneavoastră că v-ați înscris și ați făcut tot posibilul să ajungeți. Proiectul este realizat de Image & Sound, în parteneriat cu Centrul de Cercetare a Istoriilor Ideilor Filozofice a Universității București și Rezidența BRD Scena Nouă, care îi mulțumim că ne găzduiește. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Am spus acum că sigur uitam până la final. Ok. În ceea ce privește obiectivul proiectului, titlul este evident o inversare a celebrei catchphrase a lui McLuhan și urmărește cumva să orienteze miza acestor întâlniri, adică punctarea unor zone teoretice semnificative, autori, concepte, idei, pentru înțelegerea relației între filozofia și arta contemporană. În această primă întâlnire, Cristian Iftode ne invită la o discuție despre estetică, despre începuturile acesteia în orizontul deschis de problematizarea și înțelegerea unui segment istoric numit modernitate. Precizez faptul că va exista o publicație digitală ce va reuni textele atelierilor. Textele sunt pivoții acestor întâlniri și în funcție de întrebările și precizările dumneavoastră punctuale, vor forma articolele din publicație. Vă vom transmite pe e-mail în momentul când ea o să apară. E o publicație digitală. Ok. Vom porni discuția adresându-i lui Cristian două întrebări generale. Avem rugămintea de a interveni dumneavoastră până ajungem la discuția liberă, doar cu întrebări punctuale și clarificări. Ok. Prima întrebare. Da, e foarte bizar că poate să asta și ai impresia că... Că abia am ieșit din peșteră. Da, ești cumva prins în ce spune. Să vorbesc cu ochii închiși. Să fii mai okay. Senzorial. Ce se presupune prin atitudinea de modernitate și de ce această decantare foucaultiană este potrivită pentru delimitarea esteticii în interiorul corpului filozofic al secolului XVIII și XIX? Și întrebarea 2 sunt întrebări destul de generale. Sigur. Fericire. Ce fel de sensibilitate este valorizată filozofic pentru a constitui o cunoaștere a obiectului de artă sau ce capacitate umană devine specializată și plecând de la care se va vorbi de autonomia artei? Da. Bun. Mulțumesc în primul rând lui Emilian pentru ideea acestui proiect, pentru faptul de a mă fi cooptat și de a fi făcut acest parteneriat cu centrul al cărui director eram pe vremea aceea. Cum aș face cumul de funcții, deci am scăpat de o corvoadă. Nu o să mimăm o foarte mare spontaneitate, deci într-un anumit sens, tocmai despre spontaneitate va fi vorba și despre conceptul ei emergent în filozofia modernă. Nu o să mimăm, sau nu o să mimesc că nu aș fi știut despre aceste întrebări și că nu... aș fi pregătit un suport care, într-un fel, vrea să răspundă întrepte la aceste două teme de reflexie care se întrepătrund. Bun, alegându-mă, Emilian, ați văzut restul echipei proiectului, să demarez, să încep, am zis să ar fi cel mai potrivit lucru, să-mi asum eu această sarcină de, cu riscul de a părea didactic, oțios, nu știu, revolut, nu în sensul
cardului bancar, să repun pe tapet, să repun în discuție anumite idei generale legate de, într-adevăr, de nașterea esteticii ca disciplină filozofică autonomă. Lucruri pe care parțial le fac și la facultate, la noi, la cursul de introducere în estetică, dar și, desigur, discuții care să trimită în direcții inedite pentru cei câțiva studenți, au fost studenți, pe care o văd, nu, pe care îi văd, că sunt vreo 2, 3, aici. Tot ceea ce vă voi spune acum pleacă de la această asumție, că estetica reprezintă o marcă definitorie a modernității, sau mai exact a ceea ce, într-un frumos text care se dorea un comentariu la unul din cele mai faimoase texte mici din arhiva istoriei filozofiei, Vasist of Clerung, răspunsul lui Kant la întrebarea ce sunt luminile, scurtul text, dar atât de influent, al bătrânului Kant, un text al lui Foucault, ce se dorea așadar, un comentariu, bun, a fost și o conferință, sunt mai multe versiuni, al acestui text kantian, împrumutându-i sau prelându-i titlul, ce sunt luminile. Dar în acest text, Foucault într-adevăr pleacă de la ancheta făcută pe vremuri de acel ziar german în care fuseseră mai mulți cooptați, realizează un comentariu interesant a ceea ce Kant înțelegea prin ieșirea din starea de minorat, nu? Această definiție cumva negativă, cel puțin formal, a luminării. Pentru ca a lega această discuție despre această față, în fine, a iluminismului de o anumită atitudine sau etos al modernității. Iar aici el mergea într-o altă direcție, mergea mai ales la un faimos text al lui Baudelaire, Pictorul vieții moderne, de care, ce mi-am auzit, voi cu siguranță știți, este un fel de eseu ce pleacă de la interpretarea acuarelelor lui Constantin Ghis, care, sigur, era un ilustrator până la urmă, ce am numit astăzi mai degrabă un ilustrator decât un maestru pictor. Însă ce era important pentru Baudelaire atunci și pentru Foucault, care îl alege așa, ca, cum folosim barbarism asta, ca epitom, ca asta, să le luăm din engleză, era un anumit tip de atenție la cotidian. Nu aveți voie să disprețuiți prezentul, zice. Ăsta ar fi etosul modernității. Și un fel de încercare eroică de a eterniza clipa. Desigur că dacă ne raportăm cu lentile istoriei artei sau mai aplicată la istoriei picturii, lucrul nu e nou. Știm deja pictura flamandă făcuse această turnură, dacă ne gândim doar la Bruegel. Dar pentru Baudelaire și ulterior, după 100 și un pic de ani, pentru Foucault, este un anumit tip de atenție și un anumit tip de problematizare filozofică a prezentului care nu fusese până atunci efectiv și explicit realizat. Atitudinea de modernitate, o să las deocamdată ca o paranteză așa deschisă, o precizare mai exactă a acestui concept, pentru că îmi propun să închei exact cu asta, să așa, bucle la bucle. Dar o să vă propun să ajungem acolo pe un alt drum sau pe o altă spirală. Îmi dau seama că foarte greu să vedeți ecranul. Bun. Sper că vedeți ce văd și eu. Așa încât o să vă povestesc un pic ce e cu imaginea asta cu care m-am hotărât de fapt să încep povestea despre estetică și modernitate. Această gravură figurează pe, să zicem așa, pagina de gardă sau a unei istorii, istoria critică a filozofiei, din 1742, în mai multe volume, al lui Johann Jakob Bruckner. Istoria critică a filozofiei. Ce-i cu asta atunci? Gravura înfățișează un urs. Da? E un urs care, asta n-aveți cum să vedeți de acolo, dar vă voi spune eu ce face. Deci nu își miroase laba sau nu se uită la labă, își mănâncă propria
Labă. Da? Și avem și aici scris ceea ce am pus aici, ipse alimenta sibi, acest dicton. Adică se hrănește din sine însăși. Da? E, ce caută imaginea asta acolo, ce căuta? E bine, nici mai mult și mai puțin decât era propusă ca o metaforă a filozofiei. Sau mai exact, a ceea ce numim noi tradiția reflexivității, așa de pe la Socrate, până ulterior acestui moment la Hegel și probabil putând merge mai departe la fenomenologia husserliană și avatarul ei, tot ce înseamnă filozofia conștiinței, a reflexivității, a plierii reflexive. Deci, bun, unul care își mănâncă labă de tractori, oricum cred că filozofia este un fel de labă de urs, dar aici e vorba de altceva. E vorba de o analogie între activitatea filozofică și acest proces de autonutrire, de autoalimentare. Filozofia s-ar hrăni din propria ei substanță, care este sigur gândirea, cel puțin în tradiția raționalistă clasică. Nu? Și această imagine, sigur că invers, presupune sau are în spate un arhetip cultural care merge de la imaginea pe care o știm cu toții a lui Uroboros, nu? Imaginea ciclicității cosmice, a substanței divine, și ulterior o putem vedea dezvoltată în ce? Pentru că asta e problema, de fapt, pe care o angajează tipul ăsta de reprezentare. Dincolo de ceea ce ar putea fi o critică, păi nu-ți iei substanța, nu-ți iei din realitatea socială, din concret sau... Nu, problema este cine e activ și cine e pasiv. Cine dă și cine primește. Cine e subiectul și cine e obiectul. Nu? Cine înghite, cine e înghițit. Sau în celebrul desen al lui Escher, din 48, nu? Mâini care desenează. Mâini care se desenează. Care e mâna, nu? Care o desenează pe cealaltă. Această imagine, sigur că în secolul 20, devine emblematică pentru ceea ce, pornind de la Husserl, Merleau-Ponty numește chiasmul tactil. Dacă eu fac asta, și care e degetul atingător și care e degetul atins? Nu? Într-un anumit sens, unul din marile fire, să spunem, ale istoriei filozofiei, este această temă a reflexivității, acestei întoarceri asupra ta, cu riscul de a te învârti într-un cerc. Dacă chiasmul este tocmai despre acest punct al indeciziei sau indecidabilității în ceea ce privește raportul între subiect și obiect, trebuie spus că una dintre cele mai cunoscute definiții filozofice sau ale modernității sau ale modernității filozofice este aceea de filozofia subiectului sau de metafizica subiectului, dacă mergem pe linia heideggeriană, care, așa, simplificând la maxim, vede istoria filozofiei ca o tranziție de la o era subiectității, să spunem, în care ființa e gândită ca prezență stabilă, persistență, ceea ce este substratul, nu Anwesenheit, substratul permanent, ceea ce sigur că are un anumit sau preînțelegere, subînțelegere temporală, de la subiectitate la subiectivitate. Nu? Ființa gândită și lumea gândită pornind de la cel care gândește. Ursul din imaginea anterioară. E, asta este o trăsătură îndelung dezbătută a modernității filozofice. Avem apoi, sigur, această încercare de a rezolva sau de a înțelege niște contradicții constitutive pentru epoca modernă. E, întrebarea atunci este aceasta. Cum se branșează, să zic așa, de estetica, nașterea esteticii ca disciplină modernă, acceptând cuvântul modern, în această istorie, în această tradiție a reflexivității de la Aristotel la Hegel și mai departe, această tradiție a lui autos, acestui ipse, acestui sine, și s-ar putea să branșeze, că de aceea am început cu imaginea aceea inspirată și de un articol al Mădălinei Diaconule, acum niște ani buni, s-ar putea să se învârtă sau să graviteze în jurul inventării acestei facultăți, care cumva, a cărei inventare era menită să rezolve, chiar dacă într-un mod ăla alexandrin, adică tăind canodul gordian,
o problemă moștenită de la Platon, sau un paradox al platonismului. Inventarea gustului estetic, că până la urmă ursul se gustă pe sine, de data asta, nu se mai contemplă pe sine în oglinda, în specula, el chiar se gustă, se hrănește. Și inventarea gustului este până la urmă corelatul indispensabil pentru nașterea esteticii, ca disciplină autonomă. Double binduri ale modernității, am scris acolo pe slide, pe care le întruchipează foarte bine estetica, în sensul acesta, numind-o eu mai devreme marcă definitorie pentru modernitate. Sigur, conceptul double bind e un concept care vine în psihiatrie, Gregory Bateson, și care a făcut o carieră frumoasă în secolul 20. E vorba de injuncțiuni paradoxale, contradictorii, nu? Precum această explicație a parțială, sigur, a schizofreniei, decurgând din acest tip de îndemnuri care se băteau cap în cap, pe care copilul le auzea de la mamă. Bun, conceptul apoi, sigur, că se extinde, e folosit în antropologie, de exemplu, René Girard îl folosea foarte mult, e folosit în filozofie, Derrida și toți ceilalți. În ceea ce ne privește pe noi aici, avem, cu siguranță, a face cu o serie de double binduri constitutive. De îndemnuri care cumva trag în direcții diferite. Și chiar ceea ce Foucault numește acolo atitudine de modernitate, o să vedem că este doar o posibil sau un posibil sau un versant a ceea ce putem numi etos sau atitudine de modernitate, dar mai e unul care, cel puțin din punct de vedere logic formal, s-ar putea să fie contradictoriu sau în relație de contradicție cu acesta. Să vă dau un citat din Gadamer chiar. Din unul din studiile sale despre artă. Estetica este o invenție foarte târzie și coincide în mod destul de semnificativ cu desprinderea sensului eminent de artă din legătura sa cu dexteritățile și cu dobândirea funcției aproape religioase pe care o au pentru noi conceptul și obiectul artei. Deci mai multe probleme sunt aici semnalate pentru a reuși să construim o explicație satisfăcătoare a momentului istoric în care se autonomizează, să zic așa, estetica. Desprinderea artelor frumoase de legătura cu meșteșugurile este una relativă. Încă în zilele noastre vorbim de școli de arte și meserii. Dar ceva se întâmplă pe la finalul Renașterii. Cu siguranță. Și nu se întâmplă, de fapt, treptat, avem posibilitatea de a reuni într-un concept unitar, într-o noțiune unitară, ceea ce noi astăzi numim cu atâta lejeritate artă frumoasă. Lucru pe care, dacă privim așa cu o lentilă genealogică, nu îl găsim în alte epoci istorice. Adică, nu știu, pentru greci, ceea ce face pictorul are mult mai multe în comun cu ce face olarul decât are cu ce se întâmplă cu poetul sau cu dansatorul. Și cu dobândirea funcției aproape religioase pe care au pentru noi conceptul și obiectul artei, încheia această frază Gadamer. Și aici, într-adevăr, este vorba de o tranziție sau de o importanță crescută pe care o capătă arta, practica artistică, la vie artist, ulterior viața artistă, lucru care începe să fie semnalat ca atare cumva după încheierea vârstei clasice sau clasiciste a artei, începe să se configureze în modernitate, dar cu adevărat explodează în secolul XIX, în secolul romantic, secolul romantismului, unde într-adevăr vedem artistul ocupând o poziție așa în mentalul colectiv pe care doar Sfântul Nevul Mediu o ocupa, de ideal, de autenticitate. Ceea ce sigur că are niște consecințe foarte importante. Deci, pe lângă faptul că a fost nevoie ca această ramură de investigație filozofică să-și aștepte obiectul, ca să zic așa, adică să aștepte această coagulare a unui concept unitar de arte frumoase, lucru care, repet, se întâmplă abia pe la finalul Renașterii, se invocă drept consecință cumva a secularizării și această mutație a aurei, ca să folosim termenul făcut popular de Walter Benjamin, a aurei, că am vorbit de sfinți, din sfera propriu-zis religioasă către aceea vieții și creației artistice. Proces care ar culmina cu, vă spuneam, cu momentul romantismului
în care avem această raportare publică la artist ca ideal de autenticitate par excellence. E, asta e doar o bucată, o față, o filă a poveștii. Estetica, cu adevărat, e considerată a lua naștere ca o disciplină autonomă. Deci nu vorbim despre reflexii, despre artă și frumos, care de când e filozoful. Pe pământ, dar erau dispersate sau țineau cele despre frumos mai degrabă de ontologie sau de etică, cele despre artă mai degrabă de zona retoricii și, în fine, o zonă așa de rețetar, de tehnologia a comunicării sau a persoasiunii. O disciplină numită estetică și care se ocupe cu acest mister al artei frumoase, al artelor frumoase și al aprecierii estetice, există cu adevărat abia de pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, adică pe la mijlocul secolului luminilor, ca să ne întoarcem la ce sunt luminile, la întrebarea de la care am plecat. Ori secolul XVIII este cu siguranță secolul luminilor, iar raportat la proiectul iluminist, de demersul reflexiv, teoretic și sistematic despre frumos și despre artă, cred că devine sinonim cu un gest simultan iluminist și contrailuminist. Double bind-uri, nu? Adică, pe de o parte, o să lungesc partea asta prezentării până trece soarele, îmi cer scuze. glumesc. Pe de o parte, vorbim despre un protest sau despre, să zic așa, o amendare a raționalismului rigid, al raționalismului clasic, filiera aceea, Leibniz-Wolff, care se presupune a trece cu vederea un întreg registru definitoriu pentru ființa umană. Și vedem la începutul secolului XVIII acest tip de abordare cum se configurează în empirismul britanic, în empirismul scoțian, dar după niște decenii stimulează lucrul ăsta și niște corecții și amendamente articulate chiar în interiorul raționalismului german. Pentru că aici se naște estetica ca o disciplină autonomă, pentru că aici filozofia se făcea în această manieră extrem de atentă la constituirea disciplinară și sistematică de acest tip. Am pus aici un citat, în fine, dintr-un istoric esteticii ca mulți alții. Bun, e interesant când vii din Orient și ai această privire, că este un ordine japonez, care zice așa, nu am pus decât unul dintre cele două citate pe care le am aici. Din punct de vedere istoric, estetica a dezbătut problema sensibilității, iată, în fine, deschidem explicit și a doua întrebare a lui Emilian, care e prin excelență umană, deci sensibilitatea, și a făcut-o împotriva unui sistem al tehnologiei mecanicist și raționalist. Deci aici am găsit argumente pentru această interpretare contrailuministă a esteticii. Și mai departe, citatul care este și pe slide. Estetica modernă sugerează o revoltă împotriva rațiunii care fusese asociată cu regimul catolic în religie, cu monarhia despotică în politică și cu clasicismul în felurile de artă. Deci iată o observație foarte interesantă, pentru că estetica să se nască, arta nu mai trebuie să fie clasică. Estetica este, într-adevăr, de aici titlul și tema, o disciplină eminamente modernă și pentru acest motiv, că ea nu se configurează ca atare decât cumva la apusul clasicismului în artă, care din punct de vedere filozofic avea o anumită asumție cheie, care ar putea fi formulată cam așa. Aceeași vis cognitiv, cum zicea Toma de Aquino, aceeași putere cognitivă, aceeași facultate mentală este la lucru și în ceea ce am numit noi cunoaștere științifică și în aprecierea frumosului. E vorba de rațiune. E vorba de rațiune care sigur că se exersează în registre diferite, dar este ea însăși responsabilă pentru a regăsi, să zicem, numărul de aur sau a regăsi cheia, formula sau ideea sau structura acelui obiect bine proporționat sau acelei opere bine întocmite, a proba respectarea canoanelor și așa mai departe. Deci, câtă vreme arta e gândită în mod dominant în această paradigmă, nu s-a simțit nevoia unei discipline filozofice de sine stătătoare, autonome, pe care o numim estetică, care se ocupe cu acest domeniu. Pentru că acest domeniu nu era el însuși separat. Câtă vreme, pentru a-l separa, trebuia să-i găsești o facultate. O facultate specifică lui. Sau o sensibilitate specifică lui.
Apropo de asta, ideea e că tot vorbim de facultate și e clar că în cazul ăsta, adică îl introducem pe Kant în discuție, e o diferență care apare în discuție, în discursul despre artă prin estetică, dacă până în momentul ăla avem nu autori precum Vasari și alții care vorbesc despre artă ca istorie monumentală sau biografie, arta acum are un complement, să spui, un discurs despre posibilitatea artei ca atare, adică ținând cont de orientarea critică dinspre obiectul, obiectivitatea obiectului, nu spre posibilitatea noastră de a-l cunoaște, e clar că dacă vorbim de comunicabilitatea de ceva care poate fi comunicabil, trebuie să indicăm o facultate anume care face posibil acest lucru. Și până la urmă e o diferență, nu? Adică e o diferență între cel care produce artă, care, mă rog, mai puțin la număr, și cei foarte mulți care consumă artă. Și atunci, care ar fi utilitatea, care e scopul pentru care arta ca atare este savurată? Da. Cei mai mulți în secolul 18 răspund la această întrebare invocând gustul. Nu toți, nu toți filozofii, dar cei mai mulți s-au referit la gustul estetic. Și cu gustul estetic, cum o să vedem imediat și aplicând mai ales la momentul Kant, desigur că e un paradox. Pentru că, pe de o parte, gustul e eminamente democratic, nu degeaba avem atâtea cărți și lucrări care vorbesc despre inventarea gustului în era democratică sau în epoca democratică, dar pe de altă parte s-ar putea să fie, cel puțin într-o cheie așa sociologică privind lucrurile, și un mod de a legitima, nu prin născare, dintr-o a legitima, să spunem, burghezia în privința educabilității ei și distanțării de mase, distanțării de vulg, distanțării de, să zicem așa, popoarele naturale. Și tema aceasta, sigur că face din facultatea gustului o facultate alunecoasă. Pe de-o parte, s-ar părea că ne pune pe toți, de principiu, într-o poziție de egalitate, nu? Dar pe de altă parte, s-ar putea ca în spatele acestei egalități să intervină o nouă manieră sau un nou tip de practică divizantă, ca să folosesc o sintagmă foucauldiană sau deleuziană. Adică de fiecare dată când ni se spune, nu, ca regulă generală, că suntem egali, trebuie să fim atenți la ce noi forme de excludere sau la ce noi tipuri de inegalități se strecoară în discurs, în spatele acestor frumoase declarații care vizează egalitatea și incluziunea. Iar problema gustului, cu siguranță că nu e nici ascutită de asemenea suspiciuni. Ei, vă spuneam că, pe de o parte, avem această lectură a esteticii ca un fel de disciplină rebelă care vine să corecteze proiectul iluminist, hai să zicem așa, dar pe de altă parte e foarte lesne să vedem că putem citi și fix pe dos lucrurile. Putem să înțelegem estetica, nașterea ei, tocmai ca o continuare și intensificare a obsesiei moderne pentru sistem, ca încă un avatar al demonului teoriei, cum am numit așa în descendența școlii de la Frankfurt, dialectica luminilor. Deci, o încercare de a te înstăpâni și asupra domeniilor pe care rațiunea anterior abia le aborda sau doar le semnala, doar le indica mai degrabă decât să încerce să le fixeze în concepte determinate. Deci avem, în egală măsură, posibilitatea de a face aceste două lecturi care sunt evident discordante cu privire la estetică. Pe de o parte, anti-iluministă, să zic așa, pe de altă parte, din contră, este încă un avatar, încă la un registru în care încercăm în concept să prindem și, nu, corola de minune a lumii. Iată cum regăsim două tipuri de antinomii constitutive pentru domeniul estetic. Pe de o parte aceasta, de care am vorbit în ultimele minute, raționalism versus antiraționalism, să zicem. Pe de alta este cea care angajează aura artei și a artistului genial versus gustul democratic. Pentru că, na, pe de o parte, vedem cum, plecând de la idealul de autenticitate al artei sau al practicii artistice, vedem cum sunt scoși
în prim plan sau sunt niște vedete, pentru că cam asta e momentul, de fapt. Știți, prima vedetă culturală e Rousseau, considerat în general în istoria ideilor. El face primele bestselleruri așa internaționale. Dar cumva vorbim despre o epocă în secolul XVIII în care avem nu doar vedete culturale, ci vedetele sunt artiști, mulți dintre artiști sunt vedete într-o măsură chiar mai mare decât în Renaștere, pe culmile Renașterei italiene, unde încă funcționau acele prejudecăți care plasau pictura sau sculptura, nu, în ciuda ceea ce știm astăzi că sunt culmile, pe o poziție inferioară în raport cu, știu eu, muzica, cu poezia, cu artele semantice. Nu, nu degeaba Michelangelo scria sonete, pentru el era mult mai important decât pare pentru noi faptul că făcea sonete, nu? Așa cum, nu știu, de exemplu, noi astăzi ascultăm simfoniile lui Mozart și adesea nu știm că astea erau scrise așa, între două opere. Pe vremea aia, ca să fii compozitor, trebuia să scrii opera și să fii jucat. Acolo ieșeau și finanțările, și granturile, și recunoașterea publică. Simfoniile și tot ceea ce este ține de, să spunem, de uriașa operă instrumentală, hai să zicem așa, de toate felurile, că vorbim de cameră sau de simfonică a lui Mozart, era mai greu un divertisment pentru el. Nu? Sunt tot felul de paradoxuri, nu? Știm așa cum Molière, nu? El se considera tragedian în sensul autentic al sâmbrului lui, dar hai că trebuie să fac comedie, că râd, ăștia am... El se vedea tot timpul ca o victimă, e și un film foarte bun, ca o victimă a succesului lui de autor de comedii, pentru că nu reușește să se impună precum Racine și Corneille ca un adevărat tragedian. Where he sucked, totally sucked, se pare. Deci era groaznic și ca actor și ca scriitor, dar vezi? De multe ori așa lovește geniu. Deci avem pe de o parte această tranziție sau transpunere în sfera artistică a unui ideal care cumva are o origine religioasă, evident că Benjamin și toți ceilalți au văzut lucru corect, dar care are o întreagă istorie despre care nu o să putem vorbi astăzi, ideea de geniu și avatarurile ei. Cert e că între Kant și Nietzsche, între secolul 18 și secolul 19, deja avem o metonimie a geniului, o tranziție. Geniu încă desemna pe vremea lui Kant creativitatea. Deci nu era un individ. Era facultatea creatoare, fecunditatea. Nu? De aici vine și cuvântul geniu. Geniu, ingenium, generos, generator, genital, gen. Toate vin în aceeași familie și desemnează de fapt fecunditatea. Nu? Kant definește geniul ca fiind nu un om, ci este natur gabe, darul naturii prin care natura prescrie regulile. Deci acest ferment, această, să spunem așa, vitaminizare sau injecție fertile, care avem nevoie ca lucrurile să meargă înainte, dar sigur de bază rămân canoanele pe care le vedem exersate și dezbătute în judecățile de gust și în dezbaterile, să zicem dezbateri, că o să ajungem și la punctul ăsta, pe chestiuni de gust. Deci, pe de o parte, geniul, care e tot un... e o aristocrație a geniului, e un elitism, e condiția asta a alesului. Pe de altă parte, sigur, democrația gustului sau cel puțin la primul nivel. Acest tip de acordare de drept în cetate pentru orice individ, orice om liber, care de fapt se dovedește a fi pentru secolul 18, mai că vine la pachet cu niște condiții totuși. Trebuie să fie bărbat, să fie alb, trebuie să fie educat, trebuie să aporte perucă, să fie parfumat. Nu mai e chiar atât de universal această facultate a gustului când vedem cine se consideră a fi oamenii de bun gust. Ok. Folosesc o definiție care, sigur, autorul o să vă spun câteva lucruri despre el, că este unul, după mine, dintre cei mai interesanți filozof contemporan, chiar dacă nu e atât de cunoscut, mai ales la noi, încă n-a fost tradus, François Julien. El este are o dublă specializare care îl face foarte interesant. Este filolog clasic, specialist în filozofia și totodată în tot ce înseamnă limbă și cultură grecească, dar este și sinolog foarte mare. Cred că are și sânge după chip de chinezesc. Deci el are acesta și tot proiectul uriaș al vieții lui de zeci de cărți sunt să fac această confruntare, că nu mai între Atena și Ierusalim, nu mai este între ce ar fi tot rădăcinile noastre, ci între noi și o alteritate mai diferită, scuzați-mi gluma, care este China antică.
Și deci el trece în revistă toate marile teme cumva, printre care sigur că a consacrat câteva eseuri și chestiunile care țin de estetică. Citatul pe care eu l-am pus pe slide, o să vi-l citesc imediat, vine într-o cărțulie, într-un eseu care se numește Cette étrange idée de beau, această stranie idee de frumos. De ce stranie? Pentru că el argumentează pentru cumva înrădăcinarea sau condiționarea culturală a ceea ce noi numim frumos în spațiul european. Adică ideea de frumos e o idee europeană, până la urmă. Asta nu înseamnă sigur că nu putem găsi echivalente traductibile în Orient a ceea ce noi numim frumos, dar nu o să găsim niciodată un întreg mod de a vedea, de a gândi și de a simți învârtindu-se în jurul a ceea ce noi socotim frumos, a ceea ce numim frumos. Nu o să vedem nici o anumită idee, așa cu majuscul, în sensul ăla platonician de frumos, ca fiind exact ce pățesc eu acum. Nu? Frumosul în cultura europeană e... pentru un oriental e țipător. Dar e țipător pentru că e sclipitor. Pentru că de la Platon citire noi știm că frumusețea ec fane staton. Trebuie să strălucească cu neîntrecută claritate. Trebuie să-ți sară în ochi. E, compară acest tip de preeminență odată a vizualului și a privirii cu această decupare în orizontul privirii a ceea ce sare în ochi și iese în evidență. Compară cu discreția și finețea unor peisaje, să spunem, din pictura chineză clasică, în care ei sunt interesați de altceva. Dacă ar fi să traducem, evident, imperfect, sunt interesați să surprindă tranziții, transformări. Că exact momentul ăsta, nu? E zi sau noapte, e cer sau e mare. Pentru, se pare, din tratatele vechi, dacă l-ascultăm pe Julian, nu? Idealul picturii chineze, nu? Care nici nu acordă importanță portretului, în sens, e tocmai acesta, de a reuși să surprinzi transformările. Dacă reușești să surprinzi exact ceea ce este schimbătorul prin excelență, exact momentul ăla de tranziție, de spiritualizare a materiei sau de condensare a spiritualului, pentru că ei nu sunt dualiști, de fapt, astea sunt nume pentru același... nu, aceeași sheng, să zicem, forță vitală, cu cele două polarități, atunci intrăm într-un alt orizont. Și în cărțul asta foarte interesantă, m-am gândit, ar trebui tradusă, ar merita să o traducă cineva. La un moment dat, sigur că el face și reface povestea aceasta a frumosului european și evident că n-ai cum să nu atingi și facultatea care îi corespunde în mod tradițional, care este gustul. Nu? Și figura lui Homo Aestheticus, ca să revin la citat, este tocmai figura celui care contemplă frumosul pentru noi. Și zice el, fără a fi neapărat părerea lui, să iei părerea lui ca istoric, al ideilor, dar este de fapt poziția pe care, printre alții, o susține în spațiul francez Luc Ferry, a tot susținut-o de la teza lui de doctorat, convertită în Homo Aestheticus, inventarea gustului în epoca democratică, până la multe alte lucrări pe care încă le mai publică. E cumva, asta ar fi o fel de sinteză a poziției pe care o exprima Luc Ferry, care e un neocantian până la urmă. Figura lui Homo Aestheticus este suportul efectiv al modernității noastre. De ce? Judecarea frumosului relevă o comunitate și o egalitate a subiecților care sunt presupuse ambele de principiu. Deci așa începe jocul. Plecăm la drum asumând această egalitate. Asta sigur că nu înseamnă că este asigurată în practică. Și că unele din criticile obișnuite care vin dinspre școala Frankfurt, dar ulterior dinspre Bourdieu, la adresa conceptului kantian de gust, e tocmai acesta, că de fapt el nu vorbește de o comunitate concretă niciodată. Comunitatea lui Kant este o comunitate total abstractă de subiecți, precum subiectul transcendental, kantian. Deci unii zic, eu nu sunt în tabăra aia, dar unii zic că nu aici, nu pe pista asta o să regăsim ceea ce de fapt vrem noi, intersubiectivitatea. Pentru că nu sunt. E ceva descărnat, e de fapt o structură care cumva să dea dreptate de la începutul jocului a priori celor dominanți din punct de vedere cultural, istoric și așa mai departe. Ferry, la care am făcut mai devreme referire, asta e cartea. Bun, cartea în trei ediții. Asta e o ediție de poș franceză, le-a adăugat Emilian la slide-uri. Asta e traducerea de la Meridiană, de la deja greu de găsit, de la noi, 90 și nu mai știu. Mie mi-a plăcut traducerea italiană ce a pus pe copertă, această gravură. Și cumva asta prinde în imagine ceea ce vorbim noi acum de ceva minute.
e greu să vedeți de acolo, dar ca să vă povestesc cumva ce se întâmplă. Deci într-un cameră, salon, îmbâxită de piese antice, de sculpturi antice, de basoreliefuri, deci această supraîncărcătură barocă cu piese clasice, ca să zic așa, niște domni, bine, cu peruci, bine pudrate, impecabil îmbrăcați, stau pe jilsuri, sau doi stau în picioare, au cărți în față și evaluează, discute. Asta e imaginea idealizată, aseptică, nepuțitoare a comunității de gust, a acestei comunități pe care ar presupune gustul ca bun gust. Sigur, și asta e interesant. Asta este un tablou celebru cu etalarea, prezentarea pentru evaluare subiectului care aici pare să poartă o mască, pe cum noi, în tablou, a diferite obiecte pentru a le judeca. Dar aici comunitatea asta care se întoarce în trecut, dar se întoarce de pe poziții aparent egalitariste și democratice, dar evident izolându-se într-un salon superb și într-o grupă, într-o lojă, într-o frăție în care trebuie să fie acceptat dacă respect sau în fine împlinești foarte multe condiții, dar cumva asta este și nașterea democrației moderne. Nu ne puteam aștepta ca ea să fie adus de la început egalitate, că altfel nu mai fi avut ce discuta și cu siguranță ar fi avut altceva făcut Ruxandra la științe politice, dacă lucrurile s-ar fi întâmplat de când anumiți teoreticieni ai contractului natural au crezut că le pot institui în Occidentul civilizat. Vreau să te rog. Dacă ar mai fi un pas. Până la urmă, despre comunicabilitatea gustului, problema e legată cumva de cumva și sistemic, de felul în care dezvoltă Kant argumentele în critica facultății de judecare. Până la urmă, frumosul trebuie să fie universal, nu? Și comunicabil. Asta presupune ulterior subiecți egali. Dar ca atare vorbim pur și simplu de posibilitatea lui. În principiu. În principiu, adică este expresia cheie. Medierea ei în sfera politică cumva, adică nu este inserată acolo în sensul ăsta. Nu, într-un mod direct. Și evident că există mai multe direcții. Exegeza kantiană. Unii văd această legătură, cum e ferii printre alții, ca fiind de făcut și într-un sens o parte din școala la Frankfurt de după Horkheimer, Adorno operează întoarcerea asta la Kant, dar la a treia critică, deci la critica facultății de judecare, în căutarea acestui model pentru acorduri intersubiective. Alții sunt mai sceptici cu privire la această regăsire la nivelul filozofiei lui Kant, care în destule declarații ale sale, nu, din alte lucrări, părea destul de, să spunem așa, strict cu aplicarea conceptului de persoană și apoi cu ceea ce, într-adevăr, merită să considerăm și să respectăm, drept, să tratăm drept scop și niciodată numai ca mijloc. Adică nu e, știți cum e, noi acum am putut să extindem cercul, vorba lui Singer. La el era mai îngust, dar s-ar putea să fie o problemă chiar cu modul în care îl desena. În fine, o să ajungem imediat acolo, dar hai să trecem totuși prin ceea ce, mai mult sau mai puțin convențional, e socotit a fi momentul sau actul de naștere al esteticii. Cred că e, da, sigur. Este lucrarea lui Alexander Baumgarten, Estetica, care apare în 1750. Bun. Baumgarten deja folosise estetica, cuvântul, termenul estetica cu acest sens, care și noi uzăm, de care noi uzăm astăzi, deja în 1735, în disertația pe care o făcuse în latină la 21 de ani. Dar, în fine, tratatul Estetica este cel de care convențional noi legăm nașterea acestei discipline. Baumgarten este un filozof, și el un filozof raționalist, vine din această școală, Leibniz-Wolf, dar, descinzând de aici, el redefinește cuvântul, conceptul de estetică, teoria artelor liberale, gnoseologie inferioară, deci totuși inferioară, arta de a gândi frumos, arta analogului rațiunii, încheie citatul, definește estetica drept
eu aș traduce așa, știința cogniției sensibile. E un echivoc, e o ambiguitate aici pe care comentatorii nu au ratat-o. Adică dacă luăm în considerare numai partea finală a definiției, că estetica este știința cogniției sensibile, nu e nicio noutate. S-ar părea că suntem încă în Albia în care raționalismul german gândise și utilizase termenul de estetică, nu pentru a desemna cercetarea să fie în domeniul artelor frumoase, ci o ramură a teoriei cunoașterii, a gnoseologiei, axate pe percepție sau pe formele sensibilității, că vine din aistesis, din greacă, care înseamnă percepție. Deci, sensul acesta încă este folosit mult în secolul XVIII și după Baumgarten, Kant însuși atunci când scrie prima critică, critica rațiunii pure, în prima parte se numește estetica transcendentală, nu are nicio legătură cu arta și frumosul, are legătură cu ceea ce în sistematica lui Kant semnează teoria formelor a priori ale sensibilității pure, adică spațiu și timp. Deci estetică, cuvântul estetică inițial în filozofia modernă e folosit pentru a desemna acest etaj, să spunem, inferior al gnoseologiei, adică teoriei cunoaștere. Baumgarten cumva e văzut astăzi a fi responsabil de această deturnare a termenului pentru a desemna un domeniu de sine stătător care nu se mai reduce doar la, să spunem, condițiile perceptive, perceptibile, ci vizează chiar, cum vă spuneam mai devreme, domeniul plăzmuirilor imaginației, al operelor frumoase. Și nu e de ajuns, sigur că face, că dă această definiție, el de fapt e primul care pare să gândească autonomia, atât cât poate fi ea, autonomia acestui domeniu. Și de aici citatul de pe care vi l-am pus pe slide, nu, științei noastre, adică estetica, îi se poate obiecta că e sub demnitatea filozofilor și că produsele simțurilor, fanteziile, fabulele și agitațiile pasiunilor sunt sub orizontul filozofic. Răspund, filozoful e un om printre oameni. Într-adevăr, el nu consideră a fi străină o parte atât de întinsă a cunoașterii omenești. Deci o declarație care descinde așa din tradiția umanistă, nu? De la Terențiu, de la nimic, om sunt nimic din ce eu omenesc, nu socotesc străin, cumva reiterată în acest context pentru a pleda pentru ce? Pentru înstăpânirea filozofiei, hai să zicem așa, și asupra unui întregi sfere de existență și de creativitate care nu ocupase până atunci mare, sau nu dăduse foarte mult de cap și nu pusese foarte mult intrată în atenția filozofilor. Trebuie să ne ocupăm într-un mod sistematic și rațional, desigur, pentru Baumgarten, și de acest domeniu. Și iată cum se naște ca disciplină modernă, autonomă, estetica, în acest echivoc, în acest interval și în condițiile astea Baumgarten definea frumosul ca perfecțiune fenomenală. Asta e acealaltă formulă care de obicei e iterată și reluată în manuale sau în cursuri introductive. Puțin mai citesc Baumgarten, dar cei care au trecut prin studiul esteticii știu aceste lucruri, că a dat definiția esteticii și a dat o definiție a frumosului ca perfecțiune fenomenală. Și asta la prima vedere nu pare să spună mare lucru, dar din nou, e importantă distinția pe care el o trasa între o perfecțiune logică și perfecțiunea fenomenală. Adică nu mai e vorba, așa cum era vorba în arta clasică și în raționalismul lainețian, când vorbim de opere frumoase, de simpla prezentare sensibilă a unei perfecțiuni logice, ca să citesc, ci de o perfecțiune ireductibilă la perfecțiunea rațională. Dar totuși o perfecțiune inferioară. E amuzant din punct de vedere lingvistic. Bun, în filozofie deja perfecțiunea avea grade de comparație. Cel puțin de la Spinoza încoace, dacă nu de la Aristotel. Nu? Spinoza definește toate afectele ca aceste pasaje, ca aceste treceri de la alea care țin de bucurie, de la o perfecțiune mai mică la una mai mare, alea care țin de tristețe invers. Deci noi dăm grade de comparație și perfecțiunii, nu ca în gramatică. Asta fiindcă trăim ontologic. Da, exact ca ursul din gravură, exact. Și în condițiile astea și lui Baumgarten nu, el putea să zică că e o perfecțiune inferioară celei logice, dar totuși e o perfecțiune. Adică este închegată întreagă, completă în registrul ei, opera de artă, să zicem. Sau cum zicea Ferri, există o legitate proprie sensibilului sau obiectivitate esteticologică. Și în sensul ăsta Baumgarten anunță cumva marea sinteză pe care o va opera
critica facultății de judecare a lui Kant, cel care, chiar dacă nu folosește termenul estetică, așa, chiar râde într-o notă de subsol de Baumgarten, operează această sinteză între clasicism și estetica sentimentului, să zicem așa. Frumosul se situează la jumătatea drumului dintre rațional și sensibilul obișnuit. Ideea de bază sau placa turnantă fiind tocmai aceasta, că experiența estetică poate fi comunicată doar pentru că obiectul frumos posedă o legitate proprie prin care încetează să fie strict subiectiv. Iată albia în care ne mișcăm și în acest context, desigur că una dintre cele mai importante contribuții ale lui Kant la înțelegerea modernității rezidă în modul în care el tematizează noțiunea de gust estetic. Contrabalansând inerenta subiectivizare, să zicem, a experienței estetice, care o aduci când vorbești despre gust, prin ce? Prin ideea posibilității de comunicare universală a unei experiențe individuale. Și de aici decurge faimoasa lui propunere a noțiunii de gust ca un fel de sensus communis, nu? De sens comun, comunitar. O traducere în care am, confruntând cu originalul, am modificat din traducerea surdu Demzanfirescu un pic și e pusă pe slide, ar suna cam așa definiția gustului. Da? Prin expresia sensus communis trebuie să înțelegem ideea unui ideea unui simț comun tuturor, comunitar, nu Gemeinschaft, comunis în latină, de altfel ăsta e sensul vechi și al cuvântului comunis din latină, care este referitor la comunitate. Ulterior și deloc întâmplător ajunge să desemneze și în germană și înainte în latină vulgarul, banalul, ordinarul, Schlechterding. Dar inițial comunis, nu? Comunis trimite la comunitate. Nu ca la ceva mediocru. Deci, ideea unui simț comun tuturor, adică a unei facultăți de judecare, Urteilskraft, ce în reflexia ei ține seama gândind de modul de reprezentare al tuturor celorlalți oameni. Asta este, eu am subliniat acolo, că asta este elementul cheie al definiției. În reflexia ei, judecata, da, facultatea de judecare, Urteilskraft, față de intelect sau rațiune, ea ține seama, în dute vine unul ăsta de la particular la general, de modul de reprezentare al tuturor celorlalți oameni. Pentru a include, așa zicând, judecata, deci facultatea de judecare, pentru a include judecata în ceva precum rațiunea umană întreagă și a scăpa făcând aceasta de iluzia ce rezultă din condiții subiective și particulare, închei citat. Deci, unii văd aici modelul pentru stabilirea valorilor și a normelor și pentru constituirea comunităților, fără a mai face apel la un set de principii sau valori transcendente, la autorități, nu degeaba nașterea esteticii și de asta desemna și apariția gustului. De Walter J. Jung, de exemplu, vorbește despre această criză de decizie pe care o vedem la finalul evului mediu, finalul feudalismului. Nu se mai știe foarte clar cine și cum decide și atunci apare locul, se creează spațiul, locul pentru această facultate fină, rafinată de a face discriminări și disocieri calitative, chiar dacă nu poate aduce temeiuri raționale, conceptuale foarte clare. Că asta face gust. O revin imediat. Deci, nu pe baza unui set de principii de o valoare transcendente, ci prin mediere dialogică și acord intersubiectiv oricând revizuibil. Asta ar trebui să fie comunitatea de gust, să zicem așa, sau publicul, cum am vorbit noi astăzi. Și de aici maxima, Kant acolo, sigur că trasa câteva maxime ale facultății de judecare reflexivă, în care cea mai importantă este reiterarea formulei din definiție, maxima gândirii lărgite. Gândește punându-te în locul tuturor celorlalți, nu? Ceea ce cumva este o marcă nu doar a modernității estetice, ci și a filozofiei morale moderne. Asta este marea diferență între eticile vieții bune, să zicem așa, pe filiera aristotericiană și teoriile etice moderne. Teoriile etice moderne pleacă de la această premisă că începem să fim subiecți morali când putem face în mod constant și consecvent acest exercițiu, care nu e doar un exercițiu imaginației, dar ne gândim cam cum se simt și cam cum se văd lucrurile în perspective foarte diferite de ale noastre. Asta e preocuparea asta de interșanjabilitate a pozițiilor și a rolurilor, care sigur că duce și la obsesia pentru imparțialitate sau
la ceea ce numim punctul de vedere impersonal în moral, în era modernă, cu aporiile în care se afundă el, dar această preocupare sigur că este un aspect decisiv al modernității, fără de care sigur n-am putut vorbi despre idealurile egalitariste sau despre democrație în sensul modern. Aveam nevoie de acest principiu pe care, iată, îl vedem cumva la intersecția sau confluența, mai bine zis, între etic și estetică, fiind formulat tot mai apăsat și elocvent în secolele 18, 17, 18, 19 ulterior. În aceste condiții, Kant avansa celebra sa soluția antinomiei gustului. Nu? Aici avem o problemă din start. Cum traducem formula din limba germană? Nu e deloc limpede și există două tabere care se bat total cap în cap, inclusiv în limba română. Traducătorii, aceea ce până de curând nu mai e singura ediție, că a mai tradus și Radica Croitoru, dar și ea merge tot pe filiera asta, aici, în zona asta, traducătorii care erau sub oblăduirea lui Noica Surdu și Vasile Dem Zamfirescu, au ales o opțiune foarte temerară și care sigur a stănit controverse, de a traduce formula, adică care e antinomia gustului, simplificând așa, nu? În germană Kant folosește două cuvinte, disputieren, sigur, nicht disputieren, gusturile nu se dispută sau nu se discută, cum traducem, dar se... așa e și la examenul de estetică, cred că se împart în două tabere și studenții, nu că ar înțelege de ce optează, că e ok să ai, dacă ai argumente, ci pentru că e foarte ușor să le amesteci în limba română, dar de fapt nu e doar pentru limba română. Kant de fapt ce face? A folosit aceste două cuvinte, disputieren și streiten, zic streiten, pentru a disocia între două tipuri de dezacord verbal. Cum îl redai? Traducătorii noștri au forțat așa, au spus gusturile nu se discută, dar se dispută. Deci ei traduc cu dispută fix streiten, nu disputieren. Ceea ce evident, cei care merg pe filiera franceză, cum sunt esteticienii de la Cluj, care am avut o seară, o polemică de ore după ce terminasem conferința, să ne vedem liniștiți de vin, cu profesorul Rațiu și cu Ștefan, am discutat vreo 3 ore dacă cum trebuie tradusă chestia asta. Dar dacă te duci în germană, eu nu sunt un cunoscător așa basic de aceste limbi, dar m-am întrebat și am cercetat azi problema asta. Totuși, Streiten, mai ales reflexiv, are sensul de confruntare mai acut decât disputirea. Deci cumva oamenii cred că au simțit ceva foarte bine. În engleză de obicei se evită problema și așa cred că ar trebui tradusă, nu mai spui dispută nicăieri, ca să nu mai eviți cum spui, gusturile nu se discută, dar se înfruntă sau se confruntă. Că e vorba de o ciocnire. Mema aia de boomer, așa, ok boomer, de cine mai știe de Simpsons în generația asta. Mema aia de fapt prinde foarte bine, mai bine decât unii colegi esteticieni, sensul formulei lui Kant. Sigur, și există în latină și pugnandum, e în gerundiu, și ăsta. Pentru că, de fapt, Streiten are sensul ăsta, se folosește inclusiv la încăierări. Și totuși, evident că nu asta avea în vedere Kant. Kant avea în vedere două feluri de dezacorduri care rămân în cadre discursive și non-violente. Dar sunt totuși diferite, logic diferite. Care e diferența? Deci, gusturile nu se discută, întrucât aprecierea frumosului nu se bazează pe concepte determinate, așa cum asuma raționalismul clasic, dar se confruntă. Și e rezonabil să se întâmple așa, deoarece frumosul e întotdeauna un mod de prezentare simbolică sau concretizarea unei idei a rațiunii care este ca atare comună tuturor ființelor raționale, întregii umanități. Deci ideile sunt aceleași. Deci, suntem în albie platonician din punctul ăsta de vedere și la Kant, dar formele de prezentare sensibilă, de darstellung, astea diferă și atunci e rezonabil să existe diferențe, dar acestea nu sunt diferențe la nivelul ideilor raționale, dar ideile raționale față de conceptele intelectului neavând scheme, neputând fi schematizate, deci neputând avea... Adică nefiind tipuri de cunoaștere. Exact, în sensul... obiectiv și determinat, atunci apar diferențe. Dar diferențele nu sunt atât de mari încât să provoace ceea ce Lyotard, citind tot pe Kant, dar altfel, numește diferendumuri, ireconciliabile. Nu,
în principiu semănăm, avem aceleași facultăți, aceleași relații între facultățile cognitive, deci în principiu ar trebui să ne înțelegem, chiar dacă, iată, e evident că nu ne prea înțelegem în chestiunile astea. Dar există niște condiții de posibilitate, niște condiții transcendentale care să asigure acest tip de joc ale valorilor concurente, să-i asigure o anumită coerență și armonie de principiu. Asta ar fi cumva ideea lui Kant. Și atunci, într-adevăr, Kant în textele lui adesea folosea și cuvinte latinești, spunea în paranteză. Și aici e clar că el folosește disputire având gândindu-se la latinescul disputatio. Dacă ați deschis Suma Teologie sau știți despre ce e vorba, medievalii numeau disputatio exact acele dezbateri raționale pe bază de concepte determinate. Deci exact ceea ce Kant spune că nu mai putem avea în cazul judecăților de gust. Adică avem disputatio, avem disputare, ați văzut la toată, prezentăm teza, avem argumentele pro, contra, învățăm la teorie argumentele. Și apoi se tranșează chestiunea de iure, se tranșează arătând lucrurile cum stau de... Kant spune, cu gusturile nu avem această posibilitate. Nu putem să ne bazăm judecățile pe concepte determinate, nu putem invoca această obiectivitate, nu putem nici încheia, cu alte cuvinte, o dezbatere în sensul ăsta, arătând cum stau lucrurile de fapt. Nu putem să discutăm chestiuni de curs, de gust, scuzați, decât altfel, decât plecând de la sentimente individuale și mai mult sentimente individuale ancorate într-un simț comunitar, ancorate într-un anumit orizont interpretativ sau într-o anumită comunitate de gust. Deci eu așa interpretez formula și de aceea cred că nu e ideală traducerea curentă la noi, dar e totuși ok. E ok și filologic și filozofic. Deci avem acest fel de dezacord sinonim cu dezbaterea rațională bazată pe concepte determinate și obiective. Și cuvântul discuție din română cred că redă mai bine disputatio. Și avem apoi acest tip de dezacord în care confruntarea verbală între părți rămânând non-violentă, deci nu dăm cu pumnul totuși, precum Barthes, nu poate fi tranșată prin invocarea stării de fapt. În joc, ce este? Este dificultatea de a înțelege cum ceva indiscutabil, adică expresia unei preferințe subiective, devine un subiect legitim de controversă între persoane raționale. Iar asumția cheie a lui Kant în acest context e că orice dezbatere este posibilă doar pentru că și doar atâta vreme cât există speranța la înțelegere, speranța de a putea cădea de acord. Asta este asumția lui Kant. Kant crede că nu ne-am obosit să dezbatem, dacă nu am crede că e posibil să ajungem la un acord. Pare o asumție rezonabilă, nu? Deci noi discutăm pentru că avem speranța la înțelegere. Înțelegerea nu e dată. Nu e garantată de structura comună a subiectivității noastre, să zicem. Dar este mereu posibilă. Și totul se configurează cumva în a treia critică în acest orizont al speranței. Nu întâmplător, dacă ne amintim prefața la Critica rațiunii pure și faimoasele întrebări care sunt toate manualele filozofie. Nu? La ce vrea să răspundă Kant? Nu? Ce pot să știu? Ce trebuie să fac? Ce mi-e îngăduit să sper? Ce este omul? Și știm acum că ce este omul trebuie să strângă, e de fapt răspunsul sintetic al celor trei critici, deci excluzând pe primele două, care e foarte limpede, că prima e Critica rațiunii pure și cealaltă e Critica rațiunii practice, ce mi este îngăduit să sper trebuie să ne spună Critica puterii sau facultății de judecare teleologică, care e reinstituirea teleologismului la Kant, dar nu în orizontul cunoașterii științifice, ci într-un alt orizont. Da. Și din punctul ăsta de vedere, sigur, avem această speranță care, sau un orizont al speranței în care ne plasăm ca public, ca să revenim la ca public al artei. Ideea că dacă ne-am plasat nu în puzzle-ul teoretic kantian, problema unei judecăți în care ar fi implicat un concept determinat ne-ar duce la o lume determinată. Și atunci n-ar mai intra în joc libertatea. Și atunci nu mai avea tipul ăsta de absolut acord. Și atunci ai nevoie, chiar dacă sacrifici chestia asta și n-ai un concept determinat pentru un obiect pe care îl numești frumos, un joc al libertății, în care ceilalți, mă rog, adică se poate crea un dialog pe chestia respectivă. Mm-hmm. Și faptul că o judecată de reflexivă de gust poate sta, adică că ea poate fi educată în sensul ăsta. Asta e al doilea element. Cuvântul cheie este, sigur, educabilitate. Prin faptul că e comunicabilă, înseamnă că există și niște repere în raport cu care ea poate, mă rog. Deci nu e o simplă zestră naturală. Da. Deci, pe de o parte, avem această speranță sau orizont rațional de așteptare
a faptului ca o persoană diferită să consimte la judecata mea individuală, la primul nivel, pe baza stipulării acestei structuri generice a subiectivității transcendentale, sau mai simplu spus, pe asumarea existenței acelorași facultăți mentale și acelorași relații între aceste facultăți la toți indivizii raționali. Și ulterior vine ce a zis însă Emilian și atingem imediat, dar cumva rezumând, pentru a-l cita din nou pe Julian, da, e același eseu, acela cu ideea de frumos, cumva despre asta e vorba. Marele argument al lui Kant aici, zice el, este acesta. Putem spune agreabil pentru mine, la nivelul judecății simțurilor, nu? Place cafeaua asta, nu aștept să vă placă cafeaua fără zahăr sau cu trei lingurițe, zahăr tuturor. Dar dacă spun frumos pentru mine, nu? Pentru un kantian, asta e ceva contradictoriu. Adică nu poate fi frumos doar pentru mine. Ceva. Dacă este numit frumos, este concretizarea unei norme. Pentru că frumosul reclamă prin sine aprobarea celorlalți. Deci în conceptul de frumos avem deja această idee, admirația, reclamă admirație, cum spunea Michel Dufresne pe vremuri comentând aceeași formulă kantiană. Deci eu pot să spun agreabil pentru mine, nu pot să spun asta e frumos, dar e doar pentru mine. Nu. Când am spus că ceva e frumos, eu am intrat deja, am deschis jocul ăsta al aprecierilor estetice din diferite direcții. În clipa în care spun că ceva e frumos, aștept sau sper, mai corect spus, sper la sentimentul vostru. Lucru care se vede din frustrarea pe care o resimțim, nu? Atunci când noi credem că am găsit frumosul și alții zic de la orice, de la o carte, la un băiat sau o fată, nu? Deci noi dezbatem, sigur că dezbatem, nu vreau să invoc aici tipul ăla de argument caramil, că, pentru că dezbatem trebuie să nu. Noi dezbatem și pentru că cumva există această așteptare care ține de structura noastră, la înțelegere. Și cumva, de fiecare dată când nu ne înțelegem, în chestiuni de gust, ne simțim un pic mai stingheri sau mai singuri. Asta a fost tema unei conferințe pe care am făcut-o la... nu mai știu, am publicat după Scena Nouă, după o vreme, dar era la Librăria Franceză. Da. Dincolo de sensurile astea cu care ne-a obișnuit canonul clasic al frumosului proporție, al frumosului claritate, poate că frumosul întâlnire este, să spunem așa, orizontul ăsta de subînțeles sau de precomprehensiune. Și cumva asta o putem gândi și pornind de la Kant. De fapt, frumosul, când numim ceva frumos, de fapt, e frumos să nu te simți singur, în mod elementar. Lucru care se poate proba și în cele mai radicale și ciudate experimente avantgard și neoavangardiste. Și în cele mai sălbatice, să spunem, manifestări da-da sau spectacole, performance sau happening-uri acționiste, există totuși această condiție elementară de că se creează nu doar o stare sau un spațiu alterat, se creează un public. Toți, nu? Cum spunea Peter Brook despre teatru, nu? Că începe când unul stă și altul îl privește, cumva când doi se uită în aceeași direcție, deja ei sunt formează un public în clipa aia. Nu mai sunt Emilian și Cristi. Sau voi acum, evident. Chiar dacă asta nu e nici un performance și nici ci o discuție pe alocuri aridă. E de ajuns că ne uităm în aceeași direcție o vreme. Pentru mine asta e și sensul pur pe care ți-l dă ready-made-ul, nu? Conceptul Duchampian de ready-made. La un moment dat Duchamp chiar are în caietul verde mărturisea, zis, un ready-made este ca un randevu, nu, ca un discurs, nu contează pe ce subiect, contează să fie acolo la timp. Asta e condiția elementară cumva, poate a operei de artă, pe care culmea ți-o arată bine tocmai această tranziție către obiectul V, că este ready-made, asistat sau nu. Deci tranziția de la procesul efectiv al producției, al scoaterii din bloc, al statuii, nu știu ce, la pura etalare sau prezentarea ceva, scoțându-l din comerț, din circuitul public, nu? Pisoarul în care nu mai ai voie să urinezi. Și tocmai asta, scoaterea asta e în funcția de ustensil, nu? Să-l transfere să-l transforme într-un fel de grad zero al artei. Ok. Deci pot avea plăceri senzoriale singulare, dar să afirm că ceva e frumos, dar numai pentru mine, ar fi contradictoriu din această perspectivă. Altfel spus, aspirația la universal ține de însă și ideea europeană de frumos.
În sensul ăsta s-a tot vorbit și scris despre gust ca o invenție a modernității europene. Invenție fără de care nici disciplina esteticii nu s-ar fi putut configura, așa cum o cunoaștem noi astăzi, depărându-i istoria relativ recentă. Și atunci e cazul să ne întrebăm, acum să ne întoarcem un pic, să ne întrebăm, bun, dar de ce această metaforă a gustului estetic? De ce gustul și nu mirosul estetic sau auzul estetic? Sau de ce nu clasicul văz, simțul metafizic central, simțul cel mai pur, simțul teoretic, simțul care cunoaște de la distanță, care nu se amestecă în materie? Dacă întrebăm așa, eu cred că întrebarea și conține cumva răspunsul. Sigur, s-au dat tot felul de răspunsuri, nu pretind să epuizez sau să îl dau pe ăla adevărat, ci doar un răspuns. Și răspunsul anticipat aici este că cumva întreaga metafizică europeană s-a articulat pornind de la un paradox platonician. A cunoaște înseamnă în chip primordial a vedea, de aici avem, nu, teoria formelor, teoria ideilor, eidos ideea. Deci a cunoaște înseamnă în chip primordial a vedea. Vederea este cumva deja metaforă pentru o altă vedere, pentru intelect, pentru o altă lumină, lumina intelectuală. În același timp însă, cunoașterea autentică presupune retragerea din simțuri. Anahoresis, nu spune Platon. Deci avem pe de-o parte această privilegiere a văzului ca modalitate primordială și centrală a cunoașterii, de la Platon la Husserl, dacă vreți. Și avem pe de altă parte acest avertisment ascetic, a cunoaște în sens autentic înseamnă a te retrage din simțuri. Cum rezolve acest double bind din nou? E, un mod cultural, istoric în care s-a rezolvat, tăind nodul gordian, acest dar otrăvit al grecului, nu, Platon, a fost să inventez gustul. Pentru că în clipa aia, dacă mergeți pe acest arheologie pe care vă propun eu, cumva văzul se desprinde cu totul de senzorial și de sensibil. Nu, privirea teoretică devine în modernitate cunoaștere obiectivă, aseptică a adevărului. Cumva își refulează propria sursă sensibilă, dacă vreți. Și astfel se poate plasa, ceea ce nu putea în epoca clasică, se poate plasa la antipodul asimilării și contopirii estetice. Pentru că asta face gustul. Gustul nu poate cunoaște decât asimilând. Este la antipodul văzului în acest perspectivă imaginară, iată vizualul cum revine și e central, a simțurilor, nu? Avem văzul cel mai pur, teoretic, nu? Că e la distanță, auzul deja și presupune unde, tactilul e contact, mirosul inhalează deja, dar gustul deja asimilează, trebuie să mesteci, trebuie să intri în chimia, să modifici chimia a obiectului ca să zici că îl cunoști, de fapt, făcându-l una cu tine, în mod parțial, totdeauna, nu? A te hrăni presupune că ceva este ingerat și ceva e scos pe partea aia, e dat afară. Ok. Înainte de a trece la următorii autori, ai vrea să facem o scurtă pauză? Da, nu știu, o să mai trecem la alți autori, dacă nu o să stăm de vorbă, că e deja 6:20. Ah. Nu știu. Nu știu, vom vedea. Cum vreți, vreți să luăm 5 minute pauză? Nu? Să ieșim la o țigară, nu? Dar să ne scoatem masca. Nu știu. Ca să închei povestea asta, atunci și poate chiar luăm pauză. Nu, nicio problemă. Da. Gustul cunoaște asimilând și dacă din perspectiva asta putem să privim cumva domeniul esteticii ca fiind singurul în care se mai aplică ceea ce am putea numi drept o veritabilă axioma a epistemologiei clasice, a teoriei cunoașterii în antichitate, care este acea formulă pe care o regăsim de la Empedocle, la Aristotel, până mai departe în Evul Mediu, asemănătorul cunoaște pe asemănător. Simile asimilibus. Deci această precondiție a, cum să o numim, comuniunii, contopirii, afinității între cel care cunoaște și ceea ce este de cunoscut pentru a accede la adevăr. Condiția asta în epoca modernă o mai păstrează doar domeniul esteticii. Dincolo girează idealul, mod unilateral, idealul obiectivității, deci al distanței, al neamestecului în obiect. Am început să atace țânțarii, de frații mei. Dacă am scăpat de provocarea solară,
Dar acum suntem în provocarea de delta. Ok. Și iată cum acest registru al esteticului se autonomizează prin inventarea acestei alte puteri cognitive decât intelectul, decât cealaltă vedere. Una specifică domeniului care va fi gustul, gustul estetic. Și ca să încheie această discuție despre gust și rolul său central, pivotal în nașterea esteticii, mai putem invoca un temei posibil pentru impunerea acestei metafore a gustului ca mecanism al aprecierii estetice. E anticipată de Emilian. E vorba de acest caracter intervalic și cumva indecis al acestei capacități spontane de evaluare, care devine un veritabil punct de trecere, poate pasaj în ambele sensuri, între zestrea naturală și norma socioculturală. Pentru că raportat la rațiune sau la imaginație, nu, la alte facultate cu rădăcine eminente vizuale, nu, imaginație, gustul își recunoaște limitele, gustul își recunoaște șovăiala, nu mă prind dacă îmi place sau nu X, gustul își retractează, își recunoaște erorile de apreciere. Deci nu are aceeași siguranță, aceeași grif, aceeași priză, precum o are văzul sau, mă scuzați, precum o are facultățile superioare. Rațiune, intelect, imaginație. Dar raportat la simțurile propriu zise, la cele care ne atestă fiziologia, gustul estetic își vădește superioritatea prin aceea că este în mare măsură un simț educabil. Un simț care se rafinează odată cu lărgirea paletei de experiențe directe și se cultivă prin înțelegerea aprofundată a lumii artei, a resorturilor creative ale artei, a formelor de viață distincte pentru care depun mărturie diferitele opere. Educabilitatea ca trăsătură cheie a gustului era deja evidențiată de mult înainte de Kant. Bun, cine a folosit prima oară, e o întreagă discuție și asta între istoricii. Gustul cu acest sens, deci nu cu sensul fiziologic, ci cu sensul estetic. Unii zic că în finalul renașterii italiene apare, apoi scriitorii francezi. Alții mai sigur plasează în epoca barocă, la scriitorul exponențial, nu baroc, care Gracian, Baltazar Gracian, în Oracolul Manual, cumva inventarea gustului estetic. Dar acolo el vorbea, Gracian, despre curtean, despre virtuțile curteanului, omului de curte. Spune că cea mai importantă este gustul. Dar prin gust se înțelege ceva nediferențiat. Este și o capacitate de deliberare, este și un fel de phronesis, de a lua deciziile bune în circumstanțe, dar este și această, ceea ce noi numim aprecierea estetică. Însă ce e foarte clar acolo, și ceea ce îl și deosebește pe curtean, foarte interesant la Gracian, de aristocrat, care e născut, într-o elită născut, este că evoluează, se rafinează și se educă gustul. Omul de curte nu se naște, se face. Și ideea asta de autopoiesis, de autocreație, de autofacere este evident crucială pentru ceea ce închidea, bucla bucla și trebuia să definească atitudinea de modernitate, care într-un fel este această aspirație la autocreație. Să vedem dacă vom avea vreme să ajungem acolo. La fel de clar apare și în faimosul eseu al lui Hume, înainte de Kant, On the Standard of Taste, nu? Unde sigur că discuția este în cadrul empiric, dar totuși e vorba de un standard. Deci Hume încearcă să ofere așa un fel de trăsături, de condiții pe care până la urmă le poți avea ca să ai bun gust. Și le ai rafinându-te și educându-te. Deci și într-o perspectivă radical empiristă avem de a face cu această idee de educabilitate, de evoluție, de rafinare. Deci în strânsă legătură cu capacitatea unui subiect, până la urmă, amintiți-vă aminte, nu? Gândește cum se gândesc ceilalți, punându-te în poziția celorlalți. De a-și pune între paranteze preferințele primare, de a-și deschide mintea și iată cum în această facultate inventată de modern, pe care o numim gust și explicitată astfel, își găsește actul de naștere și baza de legitimitate, o meserie prin excelență modernă, care e cea a criticului de artă. Un criticul de artă, ce are el? Bun, are reputație. Reputația face criticul. Își etalează gusturile. Își etalează gusturile, încredințează cumva judecății sau verdictului viitorului, dar o face presupunând că
are un bagaj, o arhivă, să zicem așa, extrem de bogată. Pe baza căreia poate face tot felul de analogii și poate însă să treacă, nu, de nivelul al primar, idiosincrasic, să zicem, al preferințelor sale și de aici, sigur, branșându-se tot în Albia Kantiană, fenomenologul, marele estetician fenomenolog Michel Dufresne, formula o faimoasă butadă, nu? Avea gust înseamnă a nu avea gusturi. Adică a fi capabil de judecăți estetice dincolo de anumite partipriuri, a pune între paranteze ceea ce îți flatează subiectivitatea în primă instanță. O altă distinție în estetica fenomenologică era cea între concentrare internă și externă la Moritz Geiger. Cam aceeași idee. Dar cum o faci? Adică cum, când și cum poți să fii sigur că ceea ce acum apreciezi în virtutea faptului că e ceva intrinsec valoros și nu pentru că printr-o serie de factori sau obscuri sau de cauzate obscure se potrivește, se pupă pe niște, nu știu, obsesii infantile ale tale. De unde știu eu că sunt cu adevărat, nu, ceea ce să spunem acum, admir pentru că este o carte, să zicem, extraordinară și nu pentru că povestea asta seamănă, cum să spunem, cu ceea ce mi se pare mie acum, proiectez că a fost povestea, prima mea poveste de dragoste. Înțelegeți genul ăsta? Ei, adevărul e că nu poți să ieși din granițele, vorba lui Kierkegaard, din granițele subiectivității tale, altfel decât împărtășindu-ți evaluarea, experiența și, nu, care culminează în evaluare, în judecata de gust cu alții. Astfel încât, până la urmă, corelatul subiectiv al operei de artă nu este martorul individual, ci este întotdeauna un public. Și la Dufresne apare implicit în fenomenologia experienței estetice această idee. Nu? De fapt, singura posibilitate de a face diferența între gust și gusturi, adică între gustul estetic și preferințele astea primare, este a le vedea dacă sunt bifate de oameni mai diferiți. Până la urmă, valoarea unei opere nu este niciodată consfințită de ceva căzut din cer, care este wow, este capul, ci este de această bifare și rebifare a valorii, lărgindu-se permanent sfera acelui public. Cu cât oameni mai diferiți, prin prisma background-ului lor, prin prisma structurilor, să spunem, psihofiziologice, vor veni și vor valida opera aia, cu atât crește probabilitatea că ea să fie valoroasă. Nu putem niciodată să ajungem să epuizăm empiric orizontul umanității, transformându-ne pe toți într-un mare, uriaș public, deși unii au visat, nu sunt mai puțin paranoid la asta, corelată operei de artă totale, dar putem încerca și cumva ceea ce trăim în zilele, bun, trăim de niște decenii bune în artă și în teoria artei, este tocmai această tranziție, nu de la gust și public și comunitate către o lume hiperindividualistă în care fiecare pasăre e pe limba ei, ci la o, să spunem așa, pulverizare a acestui ficțional, ideal ficțional public într-o mulțime de bule, într-o mulțime de microcomunități, de micropublicuri cu existență mai mult sau mai puțin paralelă, chiar dacă codependente. Deci, conform metaforei centrale din volumul care încheia trilogia lui Sloterdijk, nu, sfere ca bulele de săpun. Putem vedea acum și lumile care compun art world, care compun lumea artei. Și este, pe de o parte, sigur, angoasant și alienant să vezi cum se ignoră unii pe alții, dar în același timp este important că orice fel de artist încă rămâne dependent în munca lui, chiar dacă munca lui e mult mai puțin, să zicem, în zilele noastre, marcată de rezultate perene, vizibile, este marcat de capacitatea lui de a face public, până la urmă. Asta nu se schimbă, chiar dacă nu mai vorbim poate de o aspirație universală, universalistă, cu toate dedesubturile și capcanele ei politice, dacă e fals egalitaristă, dar vorbim în continuare de bule, de microcomunități, de publicuri la plural, nu? Iar lucrul ăsta cred că atestă cumva continuarea și perpetuarea temei gustului, chiar dacă iese din acea albie universalistă
kantiană și cumva se circumstanțializează sau se relativizează într-o multitudine de medii definite procedural, într-o multitudine de feluri de a face, de a înțelege și de a practica arta. Bun, asta era, vă spun sincer, doar jumătate cam așa din ce aveam noi în plan sau ce am avut eu. Cumva construia baza sau dacă vrei să vedem un triunghi, era o latură doar, poate latura mai mare, hai să nu fost echilateral, discuției. Celelalte două piese anunțate, sigur, erau două teme centrale din ceilalți doi mari filozofi germani moderni, Hegel și Nietzsche. Mai exact, cum se leagă de povestea asta faimoasa teză și de obicei greșit înțeleasă teză hegeliană a sfârșitului artei, ce înseamnă treaba asta, și pe de altă parte, cum se leagă de antiraționalismul nicean, versantul acesta estetic al stilizării existenței și al autocreației, care s-a dovedit atât de important și de fertil pentru tot ce numim avangarde și neoavangarde, care, vorba lui Bourdieu, într-un cuvânt, neagă separația clară între praxis și poiesis, între muncă de producție a unor obiecte sau mărfuri de lux și practică de sine, practică de autostilizare. Avangardele, în variile lor forme, au în spate acest refuz, care, sigur, se poate explica pe mai multe paliere, de a mai trasa o demarcație certă între linia fordistă de producție, să zicem, și travaliu artistic. Și atunci, sigur că atenția treptat se deplasează de la obiect sau de la suportul fizic către practică, către gest, către capacitatea de relaționare, de a stabili punți și legături și tot felul de inserții în spațiu social, ceea ce explică aparenta lipsă de măestrie, să spunem, în realizarea obiectelor artistice astăzi de multe ori, dar de fapt mai important decât asta explică nevoia de teorii pentru a mai recunoaște, să zicem așa, ceva ca operă de artă, vorba lui Danto. Deci astea erau celelalte paliere, dar cred că deja devine obositor, o să opresc aici monologul, ca să zic așa, dacă e nevoie, dacă din întrebări și discuții ne ducem acolo, o să mergem și o să mai oferim explicații, dar e mai bine să rămân aici cu partea aceasta, care oricum speram să fie doar 2 ore de prezentare. Deci ăsta este punctul în care, evident, și de la Eminescu, la oricare dintre cei prezenți, putem să plimbăm microfonul, aștept întrebări, comentarii. Deci dacă aveți întrebări sau comentarii, avem înjurături frumos construite, regrete de a vă fi pierdut soarele ăsta de toamnă, de vară indiană, stând aici. Deci orice asemenea reacții la cald. Sau nevoie de clarificare, că na, poate am fost eu destul de navalnic și nu am lăsat loc răgaz ca să puneți întrebări în anumite părți ale expunerii care nu erau suficient de lămurite. Da, ok. E o întrebare. Aș vrea să aud un pic mai mult legat de punctul cu care ai început. Așa. Mă interesează problema automatizării. Hai să zicem Bernard Stiegler, ca să avem un autor. Mm-hmm. Nu știu dacă, nu am momentan întrebare, dar aș vrea să îmi spui ceva despre asta. Cum se vede, din punctul tău de vedere, situația asta? Ai pomenit și de opera de artă totală. Putem să ne legăm de cuvintele astea. Automatizare și total. Bună, eu am... Am folosit sintagma, s-am folosit mai degrabă în sensul că folosește și Groys, de exemplu, sau în care s-a folosit în teoria de Stalin și opera de artă totală. Adică, este o idee care, într-adevăr, aici e legătură cu automatizarea, are rădăcini futuriste. Dacă prima, deși e discutabil dacă e prima avangardă futurism, acolo, într-adevăr,
Marinetti și vezi cum se atestă fascinația corpului total. Despre ce este vorba mai exact, nu ne uităm la un stadion, ne uităm la marșurile alea, nu, de filmările de arhivă sau la Olimpiada de la Berlin, nu, și avem mai fascinația, nu? Degeaba fascinație și fascism, bine, au aceeași rădăcină, a corpului unic, în care fiecare dintre noi nu mai funcționează așa ca un individ de sine stătător, ci participă la un construct perfect, la o mașinărie perfect unsă. Acum, cu excepția acelor care și alea trebuie luate într-un anumit registru, ambivalent, afirmații din manifestele futuriste sau, nu știu dacă în celelalte avangarde putem vorbi despre acest gen de aspirație. Bun, în sens opera de artă totală, la un moment dat cel puțin, s-a considerat a fi opera, nu? Opera în sensul wagnerian. Dar asta este o altă discuție un pic, nu de tot, dar un pic diferită. Însă dacă acceptăm această lentilă cumva tranziției graduale, modernitate și contemporaneitate a artei, să spunem așa, dintr-un registru autonom bine definit în viață, putem să vorbim, cum au vorbit unii și alții, despre mari artiști paranoici, nu? Cei care s-au aflat în fruntea totalitarismului, celor două mari totalitarisme din secolul 20. Bun, și extinzând apoi și ducându-ne spre China și vedem tot... Acum în Coreea de Nord mai avem asemenea gen de artă totală. Dar mărturisesc că... Cel puțin au rezolvat problema gustului. Da, păi acolo a rezolvat și problema authorship-ului, că nu știți, în Coreea de Nord nu e nimic semnat, că e o chestie burgheză, cu nume personal. Totul e semnat de Uniunea Scriitorilor în Coreea de Nord. E foarte interesant, apropo de problema copyright. Au rezolvat asta. Cred că e destul de clar că acest tip de, nu zic gregaritate, dar oricum de tăierea orgoliului autorial pe termen nici măcar lung, probabil că dăunează la creativitate, pentru că, ok, poate nu vrem să avem această lectură critică a avangardelor în cheia hiperindividualismului nicean. Să zicem că, domnule, ăștia erau toți, uite-te la țara, niște clovni, unii talentați, unii care vreau să iasă în evidență cu orice, nu știau ce să facă, erau niște vloggeri avan la letră, avan la post. E limpede că hiperindividualismul nician, adică individualismul nu în sensul ăla egalitarist politic, ci în sensul de câtă diferență atâta putere, vorba lui Nietzsche, dar e și în evidență. E o aspirație în genere a avangardului, inclusiv a lui Marinetti și a futuriștilor, fără îndoială. Chiar în cânte cu mașinii și ala, e tot un mod de a fi altfel decât era arta muzeală, nu? Sau altfel decât era mainstream-ul. Dar în același timp, în toate aceste gesturi transgresive ale avangardelor, vezi nevoia uneori disperată, obstinată de a crea public, de a crea noi comunități, de a crea noi... Acolo asta e foarte interesant, pentru că cumva avangardă e o stare de spirit mai mult decât un curent sau o sumă de curente. Și din punctul de vedere, cea mai pură este dadaismul. Tocmai pentru că este atât de pură în fermentul delirant, vorba lui Ungaretti, în a fi doar o... E axată pe libertate negativă, pe refuzul canalului. Tocmai de aceea nu coagulează, nu rezistă ca atare, nu? Inspiră tot timpul, inspiră în mai multe etape, arta modernă și contemporană, dar nu e ca suprarealism. Suprarealismul, problemă, face establishment, face și ortodoxie, face și merge cu excluderi, intră clar și în politic. Vezi, avangarda, prin excelență, este dadaismul, ca așa, ca mod de a fi, dar, ca etos, dar în același timp este și cea mai bună probă a eșecului sau oricum a impactului slăbit în materie de consecințe sociale, politice, ca să-l evocăm pe Adorno, pe care îl pot avea asemenea gesturi transgresive, asemenea încălcări ale canoanelor gustului.
Pentru că asta e dialectica artei pe care istoria modernă și contemporană artei nu pare să, în care nu pare să fie ieșit, nu? Scandalul de azi este moda de mâine. Dacă scandalul e suficient de scandalos încât să genereze suficientă atenție și să păstreze, pentru că asta e cel mai greu lucru într-o, mai ales într-o eră ca a noastră sau în contextul turnurii digitale. Nu? Să atragi atenția nu e atât de greu, dar cum faci să-ți menții atenția celorlalți asupra ta când e un bombardament continuu? Nu? E, cei care reușesc dozajul ăsta între a scandaliza și a rămâne relevanți pentru o perioadă mai lungă devin ei noile modele, noile canoane. Asta este. O vedem lecția asta de la dadaism până la internaționala situaționistă. Nu? Vedem canonizându-se avantgarde. Vedem vorba lui Julius, nu? Cum orice transgresiune există acest tip de perspectivă recuperatorie, care o include în... Pentru că asta e foarte interesant în artă. Bun, acum ne-am dus într-o zonă mai aplicată. În artă, cel care are succes este cel care, nu, îți dă senzația de prospețime și de originalitate, în același timp dându-ți prilejul de a face analogia cu ceva ce deja acceptase și în muzeul tău imaginar. Asta este, asta e rețeta între ghilimele, tocmai că nu e o rețetă. Deci cum reușești să pari în același timp nou și fresh și original și proaspăt, dar făcând ceva ce în mintea publicului educat, deci celui care e cunoscător, va putea fi plasat în vorba lui Duchamp, va putea să faci o comparație algebrică, va putea fi plasat într-un tip de raport de analogie prin care va fi să recuperat. Și asta e foarte interesant că atunci niciun scandal nu e primul în artă. Întotdeauna se poate face trimitere la un Achleben, la o formă, de la Manet, la Giorgione, de la... Tot timpul te poți duce undeva unde să vezi... Deci aici este, de fapt, marea măestrie a unor. Unii au încercat să facă rețetă, unii au încercat să o predea ironic, nu? Duchamp pe sigur primul, dar și astăzi ce a făcut Damien Hirst sau ce fac multe alte exemple. Toți young British artists cumva sunt s-au jucat cu zona asta, nu, în care cum spune, nu chiar pe site-ul lui Hirst, era nimeni nu cum depășește granițe mai bine decât Hirst. Nu? Deci modelul ăsta, care e modelul Duchamp și apoi modelul Warhol, nu? Totul e ambivalent. Totul este în același timp critică și omagiu implicit. Al unei piețe, al unui tip de consum, al unui tip de... toate lucrurile astea, așadar, trebuie să permită, pe de-o parte, să dea suficient loc sau teren pentru comparații, nu? Și în același timp să fie proaspăt. Nu? Nu mai știu cine, cred că Mișo are chiar un articol foarte, care pune exact chestia. Deci, regulile la vernisaj, regulile la opening. Întâi să zic, după adică, da, ții minte, de la... Acum un an la așa, adică, acel cam ca, știi? Acolo suntem în zona aia, în zona lui cam ca, dar nu trebuie să fie fix ca acolo, nici cu totul altfel, pentru că chiar asta e o regulă a ceea ce Aristotel deja în cartea a treia retoricii numea persoasiune cu succes. El spune acolo cum îți alegi metaforele, să zicem metafore ceva ce un device cognitiv mult mai... acoperă mult mai mult decât ar numi noi în tratatele de figuri de stil. Păi le alegi ca să fie, el spune, suficient de, să fie stranii, să fie, dar nu atât de străine, traduc în fine, reformulez, încât publicul să nu fie capabil să înțeleagă despre ce e vorba. Trebuie în același timp să-l șochezi, dar e o dialectică, clar obscurului în verbal. Discursiv, să-l șochezi, pentru că astfel îi atrage atenția. Deci totul pleacă de la un tip de sensibilitate și de stârnire a unei reacții afective, dar apoi reacția trebuie să se convertească în ceva. Trebuie să se convertească într-o recunoaștere. Da, cunoașterea este recunoaștere și cu atât mai mult în sfera artei. Apropo de mizele avantgardei, nu? Una dintre ele era de a transforma gustul ăsta, de fapt, de a transforma toată societatea ca atare. Și problema gustului, bineînțeles, era legat de faptul că era într-o infrastructură mai mare care și ea trebuia schimbată, trebuia creat un nou gust în privința asta.
mă rog, proletar, socialist, depinde de ce vorbim. Dar pe de altă parte e destul de interesant că în judecata asta de gust, adică în obiectele care sunt supuse judecății, unele au niște calități precum forma, dar ideea că ca să devină active, ca opera respectivă să devină cu sens, trebuie ca publicul să participe. Adică el să participe la constituirea sensului opere. De asta zic, și aproape o chestie locheană. Adică ai pe de o parte niște calități primare care sunt ale obiectului și pe de altă parte niște calități secundare, mă rog, să le spunem așa, în care tu constitui obiectul respectiv. Și apropo de tot vorbim de avangardă și de reluările ei, există și teoreticieni ceva mai sceptici, cum e Peter Burger în teoria ale avangardei, care spune practic că avangarda, mizele avangardei eșuând, adică nereușind tipul ăsta de transformare nici a instituțiilor, nici a câmpului artei, cumva ce se întâmplă acum, adică dacă prima oară nu se știe ce a fost, a doua oară sigur e o farsă. Ea este reluată, dar nu mai are nicio miză de avangardă. E pur și simplu marketing de artă. Adică miza ca atare nu mai e pusă în niciun fel în joc. Nu se transformă niciun fel nimic, să spun așa. El era cumva mai sceptic în privința asta. Adică avangardele au fost cumva prinse în timpul lor și dat fiind faptul că mizele respective nu au fost atinse, adică o transformare totală, cumva eșecul e constitutiv. Exact, eșecul constitutiv fiind poate să fie reiterat în succes, cel puțin parțial. Adică cu Burger eu nu stai acolo la o lectură strict sociologică. Radicale. Eu nu știu că el vede destul de radical problema avangardă. Problema avangardă, cel puțin a dadaismului, nu este doar cu instituția burgheză a artei. Ei voiau moartea artei ca sistem de semnificare. Dar pentru a o lua de la capăt, avea un fresh start. Asta era. E acea idee niceană, un nihilism extatic. Care, nu? Deci dacă ajung viziunea asta așa, să șterg tot. Pentru că gândiți-vă, lucrurile astea se făceau, se discutau pe fundalul Marelui Război. Deci dacă civilizația asta europeană a putut să ducă acolo, înseamnă că e defectă. E ceva. E virusată într-un mod foarte, foarte, foarte grav. Și atunci demersul lor era un demers nerealist din punctul de vedere total, nepractic și de ne... Dar care a vitaminizat, ca să zic așa, și a intrat exact ăla. Deci ai nevoie de genul ăsta de microbi ca să stârnești reacțiile imunitare și ca să ai după aceea, nu, să menții o anumită sănătate și vitalitate. De fapt, ne mișcăm în registrul ăsta în care ne învârtim între filozofie și artă, nu? În toate atelierele astea. Gândiți-vă și la filozofia din secolul 20, care în niciun alt secol filozofie nu i s-a cântat Prohodul atât de mult ca în secolul 20. Da? Și stai să te gândești de ce. Unii au zis, păi, după aia, uite, de-aia am ajuns, că nu mai se închid departamentele de filozofie, dar nu, acum se tot redeschid. Astea sunt momente, sunt cicluri, adică s-au prins că e mai bine să ai minor în filozofie, ca să fii nu știu ce, economist sau IT sau aia. Nu, era vorba de un moment în care filozofia, atunci, ca să iasă din niște formule în care se cam scolasticizase, avea nevoie să fie zgâlțită, nu doar, și în sensul ăsta Nietzsche era precursorul a multor tipuri de destrucții și atacuri. A avut nevoie de foarte multe zgâlțiri. Cu alte minte, totdeauna antifilozofiile participă la metabolismul istoric al filozofiei și la fel avangardele de tipul ăsta, avangardele care sunt destructive, care vin să hai să aruncăm, hai să ardem muzeele, cumva participă la metabolismul istoric al artei și în sensul ăsta îi asigură supraviețuirea. Dar aici era legătura cu tema hegeliană a morții artei. Nu cumva ceea ce supraviețuiește nu mai e ceea ce trăia. Știți cum e și cu Revenant și cum e spiritul, duhul, fantoma. Niciodată ăla care se întoarce nu mai e exact ăla care a plecat. Știți? Vorba lui René Char, Foucault citat tot timpul, zicea, eterna reîntoarce, tot, eterna reîntoarce este o eternă plecare. Nu? Ca să te pui, tot timpul pleci de acasă, deci oricum nu ești nostosola, nu e bifat odată pentru totdeauna, sau nu că într-un sens ăla de odihnă, de odihnă în Itaca, sensului plenar oferit. Deci e o eternă plecare și o eternă depășire și din punctul ăsta de vedere... Cred că e important să vedem cum au
difuza lucrurile și inclusiv cum s-au influențat. Pentru că, într-o anumită măsură, arta modernă și contemporană, vorba lui Arthur Dent, e o afacere filozofică. Adică artiștii au devenit, sau vrut filozofie, filozofii în acte, cu ăștia performativi, care sunt un fel de presocratici ăștia, sau de cinici, pentru eu așa citesc. Citesc pe Diogene, ca primul artist de performance, și cumva dadaismul cu o avangardă neo-cinică, în sensul lui Sloterdijk, dar cumva arta modernă, contemporană, nu vorbim deci de din Kulturburg, nu din Marketburg, vorba lui Tom Wolfe, este împărțită între filozofi în acte, dar nu cu dosare, că nu în acte că au diplomă de doctor, ci comit gesturi semnificative în contexte bine premeditate. Și un fel de meta-artiști, de artiști care au lucrat cu arta ca material, că materialul lor nu mai era atât culoarea sau piatra sau nici chiar noile medii, cât erau teoriile despre artă și această permanentă contrazicerea așteptărilor, deturnarea lor și transgresarea granițelor dintre piață și artă, nu? Robert Rauschenberg chiar are la un moment dat formula, marele pictor american, nu? Formula asta, nu? Painting relates both to art and life. I try to work in the gap between the two. Sau, asta era și pe un slide, nu, Robert Filiu, faimosul artist Fluxus, nu, arta e tot ceea ce face viața mai interesantă decât arta. Apropo de șarpele care își mușcă coada și de circuitul ăsta nu e doar între viață și artă, putem să-l vedem în secolul 20 într-o bună măsură, nu spune doar Dento, dar între artă, viață și filozofie. Adică, cumva, artiștii, la un moment dat, el vorbește acel philosophical disenfranchisement of art. E ca și cum până aici a dat drepturile către filozof. Dar asta, într-un sens, e un sfârșit al artei. Asta nu înseamnă sfârșit în termeni concreți și reali. Și nici Hegel nu avea vreo clipă în vedere asta. În primul rând, el când vorbește despre... Dacă tot am ajuns aici, hai să arătăm măcar citatul ăla. Dacă e pe aici. Asta este faimoasa. Dintre are mai multe formule ale tezei sfârșitului, dar asta e cea mai tranșant. El când spune asta... El se referă până la urmă la un eveniment consumat, trecut. Nu este o profeție. Sau e o profeție în sensul lui Brucan, o profeție despre trecut. Nu se referă la ce se va întâmpla. Că vai, o să vedeți că urmașii noștri nu o să mai apuce artă. Nu, el vorbește despre ceea ce s-ar fi întâmplat deja. Aceasta este o declarație în care, de fapt, e o răfuială a lui Hegel cu propria lui tinerețe. E o răfuială cu romantismul timpuriu. E o răfuială cu colegii lui de cameră, nu? Hölderlin și Schelling, dar, de fapt, e cu ceea ce și el însuși credea în tinerețe, când erau ei tineri. Și anume că arta, mai mult decât ce vorbeam la început, decât orice altă formă de cultură, este menită să exprime adevărul esențial al unei lumi, al unei forme de viață, al unui popor, al unei istorii, al unui destin. Și el spune, băi, chestia asta s-a cam încheiat, dacă ne uităm la romantism, de fapt, ceea ce ne uităm la arta romantică. Dar artiștii nu mai sunt aceste, nu știu, pâlnii ale ființei, nu mai sunt aceste voci care se exprimă, de fapt, adevărul ultim al acelui moment istoric, al acelui popor. Ei își exprimă propriile trăiri, propriile flământări. Ei sunt niște indivizi care se exprimă, care vor să vândă și să se vândă. Bun, acum asta ducem noi mai departe, nu spune aia. Deci în sensul ăsta, sfârșitul artei la Hegel nu echivalează cu ideea care va exista vreun moment viitor în care oamenii nu se mai îndelenicează cu arta. Nu. Ci că există o mutație de sens și de importanță, iar arta e mai degrabă ornamentică și divertisment în viitor. Sau este o expresie sinceră, credibilă, unei subiective. Oricum, nu mai poate fi ceea ce Hegel credea că a fost. Ceea ce Heidegger va crede. Heidegger este un romantic timpuriu, din punct de vedere, în originea operei de artă. Heidegger este, asta e răfuiala lui, este de fapt răfuiala cu Hegel întorcându-se la tinerețea. Early romanticism. Pentru că da, poate spune Heidegger, așa cum o spuneau și poeții lui preferați, de altfel, nu, că opera de artă poate prezenta, hai să zicem așa, neutru, o lume. Nu? În opera de artă poți să găsești marca, cumva. Ba chiar mai mult, da, să nu... Și pe ce se sprijină
lumea. Aceasta este o viziune care, vedeți, pune arta într-o zonă, wow, foarte sus. Și mai ales poezia. Ca să... Nu mai vedea. Lucrurile sunt așa. Dar sigur că ulterior, uitându-ne la ce se întâmplă cu arta, teza lui a fost recuperată altfel. Și așa cum se întâmplă cu toate filozofemele care au succes, de obicei sunt înțelese anapora. Cum e și iubirea platonică. Când auzim moartea artei și trimite la Hegel, nu se înțelege de obicei ce anume avea în vedere. E tentația de a lega lucrurile astea pe de o parte de ceea ce vedem, această tendință spre abstractizare care se atestă, nu, în sfera sau în spațiul, nu, imaginii picturale odată cu inventarea fotografiei, a filmului, etc. Și pe de altă parte această tranziție, vorba lui Duchamp, de la retinal spre conceptual. Aici este ceva, într-adevăr. Pentru că, într-un fel, asta vrea să spună Hegel. Moartea arte, în sensul de fapt, are sensul că filozofia va da adevărul fiecărei comunități, fiecărui folc, fiecărui popor în viitor. Adică nu o să mai fie nevoie de această înstrăinare sensibilă a conceptului sau a ideii, ci în forma proprie, gândul se va exprima ca atare și atunci nu mai avem nevoie de această mediere. Pentru că din perspectiva aceasta, raționalistă, sigur că opera de artă, orice operă are o idee, dar ideea este, nu e doar prezentată, simbolizată, cum e la Kant, este cumva și înstrăinată acolo. Și tu trebuie să operezi, de fapt, dacă gândim așa cu lentilă hegeliană, procesul de creație se încheie abia când ai recuperat ideea operei din înstrăinarea în sensibil. Și deci nu există o operă deschisă, nu există mai multe interpretări, nu există tot ceea ce noi asumăm. Există ideea aia pe care trebuie să o înțelegi, de care adesea artistul însuși nu e conștient, că doar și el însuși o unealtă sau poate fi un vehicul al spiritului. Ok. Partea asta probabil că foarte puțin am mai fi de acord. Dar cu prima, care cumva vede în acest verdict acest tip de tranziție către, odată către non-figurativ și apoi mai generic către conceptual, da. Iar ăsta e un anumit fel de sfârșit. Aici aveam în slide-ul ăsta, nu? Bine, l-am împrumutat de la un graduate care a făcut aceste două slide-uri. E foarte, pentru Dento, cel din poză cu umbrela, Arthur Dento, cumva ăsta este momentul. Nu e Duchamp, nu e 1917 cu pisoarul. Este faimoasa expoziție cu cutiile, cu fake de săpun Brio de la Armory Show din 64. Adică atunci când am ajuns nu numai ready-made-uri, ci am ajuns și la fake ready-made-uri, deci să fake-uim ready-made-urile, atunci am ajuns în punctul în care în principiu orice poate fi o lucrare de artă. Ori dacă e așa, atunci trebuie să asumăm că este un anumit fel de încheiere. Dar nu este o încheiere a activității artistice, ci e tocmai o branșare și o reorientare în diferite zone, dar care poate veni, dacă îl credem pe Dento, sau vine la pachet și cu... Na, e un preț aici, un statut social diminuat cumva al artistului. Care e mai mult un antreprenor pe o piață liberă zilele noastre decât un antemergător, un vizionar sau mai așa mai departe. Ideea că ne-am apropiat de final, dacă mai e o întrebare, asta ar fi sau un comentariu și după aia închidem primul atelier. Ok. Atunci vă mulțumesc. Înregistrarea va fi pusă și pe Facebook. Mai urmează 4 întâlniri, următoarea va fi cu domnul Bogdan Ghiu, întâlniri despre traducere de postmodernitate și de construcții, este cumva, se voia cumva o continuare a discuției despre modernitate, că până la urmă acolo se vede limita modernității, nu? Sau începând de acolo. După aia o discuție cu Cristian Ferenc pe 4 octombrie despre fenomenologie și el a ales să o discute în raport cu Pop Art. Pe 11 octombrie, întâlnire cu Constantin Vică, discutăm despre tehnologie, istoria mediilor și raportul ei cu arta contemporană și ultima întâlnire pe 18 octombrie cu Adrian Bojenoiu, unde discutăm despre medii și de data aceasta despre instituțiile de artă. Și în felul ăsta legăm discuția, adică pornind din modernitate, de la constituirea disciplinei ca atare și
raportul ei direct cu felul în care a fost gândită și înțeleasă opera de artă, la discuția despre instituții și rolul lor în a arăta, a gestiona, a selecta, a pune în discuție ceea ce merită a fi numit artă. Mulțumesc că ați venit. Și ceea ce n-am apucat astăzi să ating va fi available, va fi disponibil pe formatul ăla digital de care v-a zis Emilian. Da. Deci ideea că la final toate textele vor fi strânse... Pentru că am frustrat asta, că n-am încheiat... vor fi strânse într-o publicație și toți cei care și-au lăsat, au trimis un mail, vor primi un link către publicație. Ok, o seară bună.